Ce faceti? Da, vă salut și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA 23, care era cu Gheorghe Hagi, manager la Galatasaray. În episodul trecut am făcut un transfer destul de interesant, părerea mea. Am reușit să îl luăm pe Andrei Ivan aici... La Galata Și eu zic că se potrivește destul de bine Aici în primii 11 La fel și Niță Doar că Niță o să mai stea și pe bancă Pentru că totuși uh, uh, Muslera e Peste el dacă stai să te uiți Și la portari Nu prea Contează atât de mult uh, gen, De exemplu cum E la extreme pace-ul Așa mai departe La portari chiar face diferența omorul, chiar face diferența asta, bine, de adevăr, să ai și Diving Henry, ca numai doar că totuși muslera e peste Nisa, asta e problema, dar noi o să îl folosim destul de mult, ce pentru că e de -al nostru, cum să ar dice. Bun, nu uitați acolo de like dacă susțineți această serie, în continuare am văzut că v-a plăcut destul de mult primul episod și mă bucur asta. Nu uitați de asemenea nici să vă abonați Pentru că suntem foarte aproape de 3, de 4200 Eu încă am rămas la 3000, bă băieți, Încă am rămas cu gândul la 3000 uh, Dar eu încerc să fac 5000 Dar am rămas cu gândul la 3000, știi? Creier, creier românesc Bun Haideți să facem un transfer Pe care mi l-ați recomandat în comentarii Și sincer Mi-l doream și eu Și încă mi-l doresc Sper să iasă Sper să îl pot lua să nu fie prea important pentru cum de exemplu, hai să-l căutăm -o, -o aici pe nimeni decât pe Ianis Hagi care este la Rangers, trebuie aici să revină sub, numai la Rangers, ok, trebuie aici să revină sub comanda tatălui său, uh, haideți uh, să vedem, uh, problema este, nu știu cât vă orez, auzi la Marseille, mama mea, ce-i că auzi la Marseille? Ce cauți tu la Marte? Hai să dăm un scout. Hai să dăm un scout pentru că nu vreau să mă arunc nici cu banii așa. Bun, încă nu știm cât valorează Hagi, așa că o să ne apucăm să jucăm și noi prima partidă aici din această carieră. Este un meci, un derby din Super League între Besictea și Galata. Cam asta ar fi formația noastră cu Niță în poartă care debutează pentru Galata după aceea pe pare de fundaș Boiei, Nelson, Luin, Dama și cu Van Anhold. La mijloc Toreira, dă și cu Mertens. Iar pe Benzi, Actur Coglu cred că se pronunță, sper să nu greșesc. Andrei Ivan și în atac Mauro Icardi. Hai să drumul la partidă, sper să fie forță. Hopa, vă fi ceva acolo. Nu spune că jucăm pe legendării. Mam. Da, jucăm, cred că jucăm pe Legendary, Cred că vă ziceți și jucăm pe Legendary, Este o problemă. Nu știu, voiam să joc pe ultimate, pe ultima dificultate, deși... Cred că totuși e indicat să jucăm pe Legendary deocamdată la început. Bună, o primă recuperare. Ajungem minge la Andrei Ivan. Mertens acum de carul celor de la Galata. Hai, Ivan. Hai, Ivan, că avem spațiu, urcă bine Ivan, șutează Ivan, ia vezi acolo, wow! foarte, foarte aproape de gol, atât de aproape să deschidem scorul prin noul transfer al nostru, bun, bun șutul lui Ivan, foarte bun șutul, păcat că nu a intrat în poartă această minge, actul Coglu, are spațiu aici, șutează, wow, ce șut aici foarte aproape din nou să deschidem scorul. Incredibil. Incredibil ce ratare. Băi, îmi place, îmi place cum merge echipa. Îmi place cum merge echipa, dar... Eu zic că mai e mai câteva îmbunătățiri. Totuși e prima partidă. Vedem, încă nu sunt acomodat cu ea. Mertens acum. Mertens are spațiu aici. Mertens din nou cu acturi Coglu. Frumos, întoarce balonul Vanan Holt, Icardi din nou acturoglu. Încă un șut super modest de data asta. Faulul, aoleo, doamne. Oh, aici periculoasă Beşiktaş. mai zi Nu mai zi nimic. Nu mai zi nimic. Singura lor fază. Singura lor fază. Și e gol. incredibil. incredibil. Ia uite, merită să nu ce face. Ce s-a întâmplă în 22, se întâmplă și în 23, fraților. N-am ce să comentez. Chiar n-am ce să comentez. No, no era sigur. Eram sigur să să mi trag palma de eram sigur. Deci puteam să jur că e gol ăsta. Mai făcut și lag. Mai făcut și lag. Ale nu sare la cabină. ia uite și tu ai mie, ia uite și tu ai mie, Doamne, că -mi vine. Ah, o doamne. Două ocazii, două goluri pentru Beşiktaş. Din nou Mertens aici pentru Acturoglu. Acturoglu e singurel, joacă cu boei. Ivan, Ivan, nu e în offside. Ivan șutează și e gol. Bine, 2 la 1. Marchează Ivan la debut. Aia zic, aia zic. Haide, tot de la românaș, bă, tot cu și faci treaba, tot, tot cu și Tot cu și faci treaba, că n-ai cum altcumva, văd, n-ai cum. Bine, hai, trebuie să ne revenim, trebuie să ne revenim. Și cred că totuși merg câteva schimbări. Seferovic în locul... Ba nu, nu Seferovici. Nu Seferovic, jucăm cu Demir locului locul lui Icardi și Ivan. O să joace atacant. Jucăm cu Ivan, atacăm, o, mai scade mult ăstuia, deci nu merge. Sau cu Mertens în atac? Îi scade, îi scade să nu Mertens, nu. Jucăm cu Ivan. Cu Ivan în atac dacă avem ceva mai bun, rasica, asta ăsta e mai bun decât Demir. da, da, pare mai bunicel rașica Pare mai bunicel. Da. Icardi mort. Icardi mort. Iar mort. Până și Mertens ca mort, dar mai a avut așa o fază, două. Ah, început bine, început bine Rașica Început bine Pierdu repede balonul în lui Indama. Boei Nelson. Și îl dău către Rașica. Rașica, Mertens, frumos, combinăm aici. Boei foarte bună pasa către Ivan, dar un pic cam tare acolo. Uf, plecase bine Ivan. Plecase bine Ivan, dar un pic cam tare fu pasa Frumoase Frumoasă aia Rașica, acum Rașica, urcă Rașica. Întoarce balonul pentru Cicâldău. Cicâldău. Cicâldău cu un șut în blocaj acolo. Pac, dacă trecea mingea asta de apărătorul celor de la Besiktas. Cred că băiatul fie foarte, foarte periculoasă. Bun, asta recuperăm foarte bine. Rașica acum. Rașica încearcă o centrare acolo. Avem aut. Uh, out. Din nou Rașica, în care urașica, Rașica, Rashica Așa acolo treacă frumos Rashica Mertens acolo De ce e prea pitică dacă era un normal venea la picior și șuta bine de acolo Incredibil Ivan Ivan cu un șut apără Mert incredibil Incredibil câte ratări Câte ratări în acest prim meci Hai la cap Ivan cu capul Din nou Ivan aici e mai periculos De pe teren Continuă Ivan Ivan Peste poart Bună asta Din nou cicl dău Cicl dău cu un șut Nu se poate Bă nu vrea să intre Bă incredibil așa ceva Uite și tu Bine fu departe Fu departe Dar totuși Totuși Hai Proai ultima fază Toreira acum la balon pentru Cicldou Cicldou Cicâldău încearcă un șut acolo, două, mama măti, ma, că... Da, pierdem, pierdem acest primeci. Nu o să dau pe ultimate că aș fi handicapat. Nu o să dau pe ultimate ca aș fi handicapat dacă noi nu fusem în stare să câștigăm pe legendării. s-a căutat în sfârșit, Ianis Hagi. Este cotat la 4 milioane. Bă, ia vezi că e ieftin. Ia vezi că ieftin. Bine, voi că Boulangii, eu m-a scăzut un overall în această sezon pentru că a avut acea accidentare, deși totuși fă a făcut un sezon bun față de alții, adică măcar să-i fi rămas la 74. Chiar a făcut un sezon bun, mai ales și meciul cu Germania a fost anul ăsta, teoretic. De FIFA mă refer, FIFA 22 a fost anul ăla și mă că poate el o să-i crească unul vreo ceva în 23, dar văd că nu. Ok, bun, haideți să încercăm să luăm pe NSHG, e destul de ieftin, e foarte ieftin chiar, Așa să fie mult mai scump, deci e bine. E bine, ar fi bun aici dacă am reușit să îl luăm, sincer, cred că băgăm mai bine locul lui că na, Mertens acolo nu prea îmi place cum joacă la mijloc, chiar nu-mi place deloc, poate trebuie să folosi ca extremă pe Mertens Ia să dacă putem să dăm un player swap, dacă avem pe aici, uite pe Mata, Uite pe mata, ce facem noi cu mata, de exemplu. 2 milioane pus mata. Acceptă. Vor pe Demir și 2 milioane. Bă, vi-l dau pe Demir și un milion dacă vreți că nu prea-mi place de el. Și aș prea să ochii. Du-te. nu-mi place de Demir. Chiar nu-mi place. L-am avut. L-am jucat. nicio o repriză nu am jucat și de asta nu. Nu mi-a plăcut, pur și simplu. Nu avea nimic. Nimic. Ești nebun la cap, păi nimic. Negocem aici cu Ianis Hagi Ia uite-l frumos cum vine Sunt tare curios să văd în tricoul de la Galata Nu, nu, nu ți dăm clauză de reziliere Nu ți dăm clauză de reziliere Îți dau 30 de mii aici frumos că vii la Galata Să vrea 38 și -a vrea și mă Ok, acceptăm, acceptăm că ești la taică tu Cum să ne acceptăm? Cum să nu acceptăm noi? Și acum vreau să-l văd frumos cum o să fie în tricoul celor de la Galata Sarai. Ia uite ia uite cum vine Aia zic Ia uite ia uite-l pe tasul Ia uite-l pe tasu, Ia uite pe tasu bă băieți Primul nota B pentru acest deal Ceea ce e bine Chiar e bine Bun asta, bun Hai să-i oferim și tricoul cu numărul 10 Totuși Totuși Nu avem cum să nu-i dăm numărul 10 Lu lui, lui, Hagi aici la, la Galata Acum pe bune cum poți tu să nu-i dai 10 lui Hagi? Ia uite aici. Ia uite. -l. 10. Hagi, frumos. Bun, fraților. Vine aici o ofertă pentru bardaccii De 4 milioane 850 de euro. Cine-i băiatul ăsta? Bardacci 74. Overall. Mă, care ăsta? Fundaș central. Eu stăți un pic, așa că -mi nu de băiatul ăsta. E team management. Nu cred că jucăm cu el. Bardacci. Aia la cu 50 la pace. O, du-te, tati, du-te. Du-te. Du-te că e bine. Du-te că e ofertă bună. Mamă, dar ce ofertă. Mamă, dar ce ofertă. Du-te. Du-te să nu te mai văd. Ce aveau cu 50 la pace? Că n-am -am ce să fac. N-am ce să fac cu 50 pace. N-am ce să fac. Bun, haideți să jucăm această partidă cu Tramzon Sport, doar că o să jucăm play highlights. Să vedem cum o să fie treaba. O să fie destul de interesant. Haideți să facem și o primă schimbare. Trebuie Hagi. Trebuie Hagi în locul lui, lui, lui Mertens. Locul lui Mertens, Mertens foarte slab foarte slab. Mertas. da, totuși lasăm lăsăm aici, îl băgăm în locul lui Gomis, de exemplu. Rashica a jucat cât de cât o În rest... Da, nu știu, lăsăm așa echipa. Lăsăm așa echipa Play Highlights și Haideți să... Uh, încercăm să... Vină prin, să facem prima victorie, pentru că e nasol, am început-o cu stângul ca era. Dunul cu și bine un meci pe care l-am dominat cap coadă, adică trebuia să câștigăm categoric acea partidă, da? Na, FIFA. Ok, aici o primă fază, atacă, fapt, atacă nu, atacă noi, e bine, hai, dat, hai. Ivan acum e la minge, iar Ivan încearcă trecerea, pierdem atacul, am început bine. Ai de cap un contraatac de la Tramzon Sporoc mi-e super interesant acest mod de joc pe mea Adică mie cel puțin chiar îmi place Recuperăm bine A, ah, dar nu ne lasă A, ah, ce bulanji, Nu ne lasă să facem uh, Să putem lasa noi un atac Deci trebuie să ne apărăm doar La ăștia Mama Am berit cariciu Ba, o am berit Bine Hai că nu știe, nu știe, nu știe Bine Nelson, bravo Bă, dar noi, noi nu mai atacăm, mă, mâncăvași. Nu mai atacăm și noi? Nu mai atacăm și noi? Pe bune acum. Nu mai atacăm și noi? Oh! Ia, hai să ne cam un pic. Hai să... A, nu putem ca normal. A? Am belica ricior. Am belica ricior. Ah, din nou atacă Tramzon Spor De ce? Am o... Bine Bun asta Hai și noi un atacă de-al nostru tot, tot e atacă Bă frate, ce facem aici? Tot e atacă Noi nu mai atacăm deloc, o singură fată a avut să răm. Una singură la început cu Ivan Nici n-apucai să fac ceva În sfârșit vine așa noi ceva. Hai să nu ne batem joc. Hai să nu ne batem joc. Minge ajunge la Icardi. Icardi. Icardi e singurel aici. Icardi. Caul. Afară. Afară Icardi. Afară. Afară. Că... Aulă, nici nu pot să dau. Afară. Mama mea. Păi nasol așa. Bun. Corner. Pff, corner. Mamă. Hai. ce ofi Ia să iedem. O, oh, Bun bună asta. Buna, buna Gol. Ia vezi. Mamă, încă un corner. A, ah, nu mai dă corner. De ce nu mai dai corner? Păi de ce, tata? Nu. Nu, nu e bun modul ăsta. Nu mai jucăm. Nu mai jucăm, fraților. Modul ăsta nu are rost să mai jucăm. Ai că tu când te referi la fazele meciului. Obțin corner -a acolo. Aia nu se pune ca fază? Nu, că eu nu înțeleg. Bro! Pe bune! Pe bune! Da Vă rog frumos Să mă -mi mintiți Poate o să fac o dată un live dacă o să fie cineva pe live care se uită la acest video, să nu mai joc în viața mea Team Highlights. Vă rog frumos să-mi ziceți asta. Deci nu se poate. Bă, nu se poate, doar două faze am avut. Pe mi-am bătut joc de ele. Da. Totuși. Hai că am început bine că era la galata să Am început o fai de capul meu, forță am început. Da. Ne punem mai scapă la acest video. Bă, măcar am apucat să jucăm un match cap cu adă. Cred că s-a văzut bine, sper că s-a văzut bine până acum. N-ați apucat, cred că să vedeți deloc aproape gameplay la mine pe canal cu FA23. Uh, și, într-un fel, mă bucur că reușesc în sfârșit să postez gameplay. Uh, asta e chiar dacă nu e unul pro, pentru că, da, nu sunt pro deocamdată. într n-am fost la niciun FIFA, pot să zic, pro player, dar măcar știam cât de cât acolo Bine, pot să spun că la 21, acolo la 21 am înțeles și mai bine cu jocul, chiar dacă mi s-a părut cam printre cele mai proaste FIFA-uri, dar la 21 chiar am înțeles și mai bine cu jocul dintre FIFA-uri. Bun, hai, v-am lăsat like acolo, subscribe și eu vă pup, ne vedem în următorul clip.